Salutare, dragi români! Continuăm astăzi seria de deșteptări inedite cu povestea fermecătoare a primei școli românești, născută în 1945. Să facem, deci, o călătorie în timp prin șcheii Brașovului, mai exact în curtea Bisericii Sfântul Nicolae. Vorbim noi de manuale grele? Păi, nu avem niciun drept. Încă din anii 1300, un manual avea chiar și 700 de pagini și se numea Omiliar. Într-o clasă a bisericii din Schei Brașovului erau numai puțin de 110 învățăcei. Învățăcei e mult spus, pentru că cel mai tânăr avea numai puțin de 20 de ani. Dacă ar fi să facem școală ca pe vremuri, din păcate nu am avea toți locuri în bănci. Asta pentru că nu oricine beneficia de un astfel de lux. Regula era simplă. Fiecare sat își alegea cel mai deștept sătean pe care îl trimitea la studii la biserică în Schei. Dacă azi, cel puțin teoretic, beneficiem de școală gratuită, în secolul XV, săteanul avea de plătit la înscriere o găleată de grâu, un car de lemne și 4 florini. Ca să vă faceți o idee, cu 4 florini, oamenii puteau cumpăra lejer vreo 3-4 boi. Vestea bună e că nu elevul plătea, ci satul. Toți puneau mână de la mână, cu o singură condiție însă. La terminarea studiilor, elevul trebuia să revină în satul natal, altfel, familia acestuia era bună de plată. Dacă azi ne rupem coatele ani întregi pe băncile școlii, pe vremuri, durata studiilor era mult, mult mai scurtă. Un elev stătea în școală de la 3 la 9 luni, iar la final devenea administrator, dascăl sau popă. Studiile erau intense, se învăța gramatică, învățătură bizantină, pilde bisericești și filozofie. Ba chiar aveau și un manual de macrobiotică, unde elevii învățau secretul prin care își puteau prelungi viața. Peste 6.000 de cărți și 30.000 de documente zac acum bine ferecate în Muzeul Școlii, inaugurat în anul 1962. Printre cei 44 de metri liniari de documente, găsim mai multe, să le spunem, premiere. Prima carte slavă tipărită în lume sau prima cronică a lui Mihai Viteazu sunt doar două dintre exemplarele rare ce pot fi găsite în cele 15 camere de arhivă. În 1556, diaconul Coresi a venit din Târgoviște, în Șchei, și s-a apucat să tipărească primele cărți românești. În tiparnița așezată în miezul școlii au fost făurite 39 de astfel de volume în 150-200 de exemplare. Interesant de știut este că la o astfel de copie se lucra chiar și 2 sau 3 ani. Când România a fost invadată, popii au ascuns cărțile neprețuite în morminte. O parte din ele au fost zidite în turnul bisericii și au stat acolo până prin anii 1900, când au fost descoperite întâmplător de un profesor recent ieșit din pușcărie, angajat ca muncitor necalificat, deși avea 3 licențe și 2 doctorate. Legende și povești ar mai fi, iar despre Anton Pan, care a fost aici învățător, despre povestea săteanului care a fost trimis să învețe arta pielăriei la Anvers și care a îmbrăcat întreaga armata lui Brâncoveanu, sau despre povestea Codexului Aureus, scris pe piele de iet nenăscut și acoperit cu foiță de aur, vom vorbi însă într-o ediție viitoare. Până atunci, vă doresc deșteptare cât mai frumoasă!